După 4 etape disputate, CSM Târgoviște a contorizat 3 victorii și o înfrângere în fața rivalei sale, Universitatea Gold și Cimarad. În momentul de față, clasându-se pe treapta a treia a clasamentului general din Liga Națională de Basket Feminin. În etapa a cincea, CSM Târgoviște se va duela sâmbătă 18 octombrie, începând cu ora 17, cu ocupanta locului 9, CSM Satu Mare. Suporterii dâmbovițeni au toate șansele să vadă un spectacol basketbalistic din partea favoritei sale, dacă ține în cont de istoria confruntărilor. Sătmărencele nu au reușit să câștige niciodată cu campioana basketului românesc feminin. Cu toate acestea, CSM Satu Mare ar putea ridica nivelul jocului. După 4 etape în cursa competițională și-a trecut în cont 2 victorii, fiind neînvinsă pe teren propriu, dar fără victorie în deplasare. Avem 4 sau 5 etape care ar trebui să nu ne punem mari probleme să obținem victoria. Sâmbătă jucăm cu Satu Mare, o echipă destul de bună, dar cu destul de multe schimbări în staff-ul care le pregătește și își caută drumul în campionatul ăsta. Ar trebui să nu avem foarte mari probleme să câștigăm, dar s-ar putea să fie un meci strâns. Este și un cuplaj, este și basket și volei. Sâmbătă jucăm împotriva acelui așa adversar, tot CSM Satu Mare. Și sper să vină cât de multă lume la sală, chiar dacă meciul nu este un derby. Iată meciurile din cadrul etapei 5 din Liga Națională de Basket Feminin. Ștafeta va fi predată apoi echipei de volei, care va trebui să pună piedică tot reprezentantelor din Satu Mare. Startul meciului o să fie dat începând cu ora 19 și se anunță destul de strâns, având în vedere că în prima etapă CSM Satu Mare a debutat cu o victorie obținută în fața celor de la VC Unic LPS Piatra Neamț cu scorul de 3-1, iar voleibalistele lui Drăgan Neșic vor să își ia revanșa în fața suporterilor după eșecul suferit în fața celor de la CSM București. Toana s-a pierdut la o diferență categorică 3-0, însă e un început de drum. Noi ne așteptam să fie un meci foarte greu, un meci dificil. Însă, așa cum spuneam, e de vreme, e doar prima etapă. Avem suficiente oportunități de a ne reabilita atât în fața conducerii, sau fetele au suficiente oportunități, cât și a publicului. Prima oportunitate e sâmbătă de la ora 19, în sala polivalentă, când CSM Târgoviște se întâlnește pe teren propriu CSM Satu Mare. Iată meciurile din cadrul etapei a doua, Divizia 1, la volei feminin.